ta începe a doua zi în Vietnam. Ha! De data asta și mai vesel. M-a rupt. Deci ziua de ieri, 25 de ore de mers pe jos, m-a rupt. Nu mai... am dormit ca un prunc. Grisi, spune-ne, ce facem astăzi? Merge să ne plimbăm, mă și mine. Asta este... Ce bune! Zeamă de nucă de cocos ținută la lada frigorifică. Ți-o taie, îți bagă un pai. Și îți bagă un pai în loc, și da. Și formă o suci. Și formă o suci. Ce părere ai, Grisi? Oh, e super! Super, super răcoritoare! La 100 de grade Celsius aici. Awesome! Unde? Ah. Am ajuns în centrul Ho Chi Minhului. Fostă colonie franceză. Aici vedeți catedrala Notre Dame. Și aici e poșta. Poșta e făcută de arhitectul Gustave Eiffel, care a făcut și turnul Eiffel. Da, hai să mergem. Da. Catedrala e închisă complet. Mergem să vizităm poșta. Majoritatea vietnamezilor sunt budiști, dar sunt au o combinație ciudată între budiști și un fel de religie a părinților. Își respectă foarte mult părinții, bunicii, străbunicii și așa mai departe. Au mici altare, cum e ăsta de aici, unde pun ofrande, mâncare sau ard lumânări pentru părinții și bunicilor, ceea ce e emoționant un pic. Bun, deci noi tocmai am fost la Catedrala Notre Dame aici și Piața Paris și ideea ar fi să mergem pe strada asta, să ajungem pe lângă parcul ăsta și apoi să ajungem la Pagoda Împăratului de Jade, pe care să o vizităm. Și apoi să ne plimbăm prin preajma asta și după aia probabil să ne întoarcem pe lângă râu. Cred că urmează Congresul 14 Comunist! Mai știi ce s-a întâmplat la al nostru, nu? Ajuns la templul Pagoda Împăratului de Jade. Hai să vă citesc câteva chestii despre ea. Construită în comunitatea cantoneză a Saigonului în 1909, Pagoda Împăratului de Jade este un templu taoist suprarealist. Credincioșii se adună la templu pentru a arde hârtie parfumată într-un grătar din curte și bețișoarele de santală în altarele din incintă.
observație de făcut până acum, toate străzile, toate casele, inclusiv templul împăratului de Jad, este extraordinar de chicios. În spatele nostru este ceva religios de-al lor și pe aici au lăsat farfurii și scaune de plastic și evantaie și sunt, nu știu ce au, vietnamezii sunt așa, nu au niciun simț estetic. Următoarea oprire, grădina botanică! Am greșit. Grădina botanică în care suntem acum e de fapt grădina botanică slash grădina zoologică slash muzeu de istorie la intrare, unde nu ne-am dus. Vedeți bilele astea în care se zbat oamenii? Vreau să mă bag și eu. Hello, can I go? Ok, față de excursiile anterioare, m-am pregătit cu GoPro cu mânușă ca să pot să-l țin și în felul ăsta o să pot să mă zbenguiesc liber în biluță. Să începem! Cea mai distractivă chestie de astăzi, de până acum. Problema în biluța aia e că se încălzește foarte repede și îți respiri propriul aer. Cred că în 10 minute leșini. Nu știu, cât aer ai? Dar cât e o... E greu să stai în apă. Câte minute e o tură? A, nu știu, eu am ieșit când m-am plictisit. Asta că ne sună Cristi. Stai că ne sună Nașii? Noi suntem la elefanți. Bine, hai. Stăm acolo? Stăm amândoi? Ah, stăm așa? Ah, ia, ține asta. Hai, ce dracu se întâmplă? Ce se întâmplă? Oh, am pornit. Registrează asta. Oh, oh! Wow! 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 Dai, frate! Hai cu băta! Așa? Chris,
recomanzi? Recomanzi și unui prieten? Da, e super, e foarte palpitant. Așa? E un pic periculos, dar foarte palpitant. E foarte bine că nu s-au rupt cu noi. E subțirel că n-am mâncat. Uh-oh, am mâncat ceva. E ca un parizer, vezi? Hai să-mi vedem cum arată un supermarket. Un bosap. Un oidailuan. Oidailuan. Aici vedeți pastile pentru... Ah, asta e gumă. E gumă de mestecat. Da. Cu aromă de... Aha. Avem... În engleză. Nu știm ce-s astea, dar cred că-s din prune. N-am ce să fac prune, dar da, nu. Supă de... Supă pentru copii. Mama, fac o poftă. Dar ce se întâmplă? Desert de ciocolată, mere. Astea sunt fructe multe și le stru... Samurai! Sucul samurai! De la, de la păr. Mezeluri, mezeluri. Și e o felie de tort acolo în spate. Nuci verzi. Iopochi. Iopochi galben. Ceva. Încă ceva. Cred că o să optez până la urmă pentru un snacko. Stick biscuit and green peas. Până la urmă, o să-mi iau o de-asta, care e un fel de, vom afla ce e, ca afară, și să-mi iau un Futures Cup, nu, un, ce să-mi iau eu, un Matcha Crunch, o ciocolățică, Matcha Crunch, mochi cream, cream. Și ce crezi că e, e cu brânză în mijloc? Nu, no, la market, nu știu ce. Gata, pisicuțelor! Mergem să luăm niște fructe. După care băgăm niște păpică, pentru că s-a întunecat. Plănuiam să luăm scuterele și să facem un fel de tur din ăsta organizat al mâncărilor de pe stradă. Numai că la 8:30 începe ploaia și ne-au anulat ăștia rezervarea. Adică au zis că nu poate să ne mai ia. Grisi este devastată. Da, sunt foarte dezamăgită. Vedeți? Cinașii sunt absolut devastați. Mai ales Cristi. Mai ales Cristi. De ce? Berea Saigon Export. Bagă spețel. Noroc. Ok. Pentru... cei curioși, am băut nițel, o să testăm produsele de la supermarket mai târziu, între timp am testat berea locală, este destul de bună, dar aș vrea să încerc să văd ce e în plicurile astea cu prună. În plicurile cu prună pot fi desfăcute cu o mână. E jeleu. E jeleu de prune, cred. Jeleu de prune la pungă. E mai gelatinos decât un jeleu normal și e mai puțin dulce. E foarte interesant. Da. Jeleu de prune. Nu l-aș recomanda decât dușmanilor. Mă duc la culcare. Nu mă judecați, ne vedem mâine.